Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Este o mare bucurie și considerăm un mare har din partea lui Dumnezeu, har acordat ca să putem să intrăm în casele dumneavoastră și să avem o scurtă părtășie împreună, depănând din minunile, lucrările și experiențele pe care oamenii lui Dumnezeu le-au avut în viața lor. Ca întotdeauna, după cum dumneavoastră cunoașteți, avem câte un invitat sau doi sau o familie, chiar și copii, pe care invităm în studioul nostru ca să ne istorisească și să-și aducă aminte și să descrie anumite experiențe și evenimente pe care ei le-au trăit în viața lor de credință. Ziua de azi nu este o excepție. Împreună cu noi am invitat în studioul nostru pe fratele păstor Daniel Heller, care slujește în cadrul bisericii noastre ca și unul din păstorii asociați ai bisericii, fiind responsabil de departamentul de consilieri. Ne bucurăm să îl avem împreună cu noi, îi mulțumim pe această cale pentru toată osteneala și munca și efortul pe care îl depune aici în lucrarea lui Dumnezeu la Happy Valley. Frate Daniel, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre să fiți împreună cu noi și să încercați să vă aduceți aminte de anumite experiențe pe care le-ați avut în familia dumneavoastră, experiențe care scot în evidență faptul că Dumnezeu se implică în viața noastră, faptul că Dumnezeu lucrează, faptul că Dumnezeu nu este o ființă distantă la care nu avem acces sau la care avem acces doar prin imaginația noastră. Dumnezeu este o ființă și o persoană reală, care intră în istorie, care umblă cu noi, călătorește cu noi, cum spune Apostolul Pavel, ne poartă în carul lui de biruință, atinge cu degetul lui viața noastră și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem martori ai lucrărilor lui Dumnezeu și a felului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. O să ne bucurăm să ascultăm câteva din experiențele și lucrările pe care dumneavoastră le-ați văzut de-a lungul anilor în slujire și mai ales poate că începem cu vremea când ați sosit în America, începuturile vieții în America și apoi reunirea cu familia care a rămas în România și perioada aceea de stres, de așteptare, de nerăbdare și nesiguranță. Dacă puteți să descrieți cum s-au desfășurat lucrurile, ce s-a întâmplat, cum ați ajuns în America, începem de acolo. Am ajuns în Statele Unite ale Americii în anul 1991, în Chicago, la fratele meu. Mi-a făcut o invitație să vin în America. Am venit și apoi, după câteva săptămâni, am vorbit cu soția și am spus, uite, există posibilitatea să rămân în America și să vă duc și pe voi. Datorită faptului că înainte de 90, timpul de așteptare era un an și jumătate, am spus, timpul de așteptare nu va fi foarte lung. Mi-am depus actele pentru rămânerea în America și am fost aprobat ca lucrător religios să rămân ca lucrător religios, ca păstor în Biserica Pentecostală Română din Knoxville, Tennessee. Am primit aprobarea, am fost foarte bucuros. Au trecut de adevărat mai mult de un an și jumătate și de acum așteptam să proceseze actele și să vină familia mea. În ce an s-a întâmplat?
lucrul acesta, când ați venit? Am venit în 1991. 91. Și acum eram în 92, 93? Deja în 95 am primit aprobarea. 95. Au durat 4 ani. 4 ani. Am primit aprobarea. Mai mult decât v-ați așteptat inițial. Da, mult mai mult, enorm. De fapt, n-am știut niciodată că durează așa de mult, pentru că n-aș fi stat. Dar mergeam la imigrei și îmi spuneau, vino peste 6 luni și credem că în 6 luni o să ai problema rezolvată. N-ați așteptat 4 ani odată. De fapt, ați așteptat numai câte 6 luni. Da, 6 era luni, ca o momială. Da. Și am ajuns foarte necăjit, foarte întristat. Frații din biserică spuneau, frate Daniel, ce se întâmplă cu familia, de ce nu mai vine? Și am hotărât, în inima mea am vorbit cu Dumnezeu așa cum aș vorbi cu un om și am spus, Doamne, eu consider că am greșit prin faptul că am hotărât să rămân în America. Dar totuși vreau ca până la sfârșitul anului familia mea să vină. Dacă până la 1 decembrie familia mea nu a intrat în America, eu îmi cumpăr bilet și de sărbătorile de iarnă o să fiu împreună cu familia. Este prea mult, am așteptat prea mult, mulți ani de așteptare. Soția îmi spunea, cresc copiii noștri, aveam doi copii, doi băieți, cresc copiii, ei întreabă de tine tot timpul. Vorbeam doar prin telefon, prin poze, prin scrisori. Atunci nu era așa bine pus sistemul de computer, de internet, să ne uităm pe poze prin internet. Și într-o duminică, în luna septembrie, au mai trecut încă câțiva ani, pentru că deja primisem green card-ul și mi s-a spus, o să vină, o să vină. Și într-o duminică, în luna septembrie, la cină, am chemat înainte de cină biserica la o perioadă de părtășie, de post, de rugăciune, de pregătire mai specială. Era luna septembrie și la cină a fost o prorocie printr-o soră din biserică. Știam că este proroc, știam că se manifestă lucrarea Duhului Sfânt prin ea și mi-a spus așa, a fost îndreptată spre mine. A spus, până la sfârșitul acestei luni, familia ta va intra în America. Sincer să fiu, m-a speriat. Știam că de la centru de viză din Nebraska, familia mea nu primise viza. Ambasada din București nu a anunțat-o că a primit viza. După ce primește viza, durează încă 6 luni, cel puțin, până să facă analizele medicale, până tot felul de hârtii care trebuiau făcute, de acte completate. Și m-am speriat foarte tare, știam că este un proroc al Domnului și am spus, Doamne, ce se întâmplă? Dar la tine totul este posibil. Și am hotărât în mine să iau un post de 21 de zile. Pentru că am avut experiența aceasta pe care mi-a spus-o mama, mi-a spus că la vârsta de 11 luni, când m-am născut eu, m-am născut în județul Arad, undeva la țară. Era pe vremea când medicina era așa cum era și nu erau antibiotice prea multe și la vârstă, m-am născut într-o familie cu 10 copii, 4 au murit, 6 am trăit. Și la vârsta de 11 luni, mi s-a infectat toată pielea capului, mi s-a făcut o rană deschisă și nu au avut tratament pentru mine. M-au dus la regiunea Banat, la Timișoara, era tu în regiunea Banat, apoi m-au trimis la Târgu Mureș. Și mama mea a stat cu mine în spital 6 luni de zile. Și după 6 luni de zile a spus, doctorul a spus, tovarășa, că așa se vorbea atunci, tovarășa Ana, dacă vreți, noi putem să încercăm un tratament foarte tare pe copilul acesta, nu știm cum va lucra, este un tratament nou, dar oricum el nu are șanse să trăiască. Îmi dăduseră atât de multe injecții, spunea mama că nu mai aveau loc unde să-mi dea injecții. Și mama a spus, nu, lăsați-mă să merg acasă, eu mai am acasă încă 3 copii mici. Aveam un frate care era cu 3 ani mai mare ca mine, care avea atunci 4 anișori, sora mea avea 5 ani și încă un frate care este aici în America, care avea 8 ani. Tata nu era credincios,
Dar era un om care își iubea familia. Și a spus, lăsați-mă să mă duc la copii, la copiii mei acasă, că o să am și o să văd eu, o să mă rog cu frații de la adunare și o să vedem noi ce se va întâmpla și cum va fi, dar eu nu vă las copilul ca voi să faceți experiență pe el. Și mama a venit acasă și au vizitat-o surorile din biserică. Era o biserică nu prea mare, dar totuși o bisericuță medie, cam la vreo 150 de membri. Au vizitat-o și ea le-a spus, uite, ne-au trimis acasă, nu au ce să-i mai facă la copilul acesta, rămâne doar în mila și în îndurarea Domnului. Și atunci păstorul bisericii de acolo, un frate care a plecat la Domnul, numele lui a fost Uda Ilie, s-a mutat din satul nostru la Făget, în județul Timiș, mai târziu. A chemat biserica la un post de 21 de zile. Toată biserica, au intrat pe rând pe familii să postească 21 de zile. Și la 21 de zi era chiar duminica cinei. S-au hotărât de ei să încheie cu cină acest post. Nu mi-a dat mama exact detalii exacte. Da, da. Și m-au dus la biserică. Era un chin pentru mama să mă țină acasă între copii, da, să mă duc la biserică. Mă ținea tot timpul legat la cap, pentru că tot timpul aveam tendința să mă screciu, să mă scarpin în cap, plus că sângeram, eram bandajat și peste el mama mă lega cu tot felul de legături ca să nu le dau jos. Plângeam tot timpul, plângeam până adormeam, dormeam câteva minute, iar mă trezeam, iar plângeam, eram foarte slab. Și acolo în biserică soția păstorului era proroc. Și ea a spus, Dumnezeu va face astăzi o minune mare, dar nimeni nu s-a gândit la vindecarea mea. Dumnezeu va face o minune mare astăzi. A fost prorocie înainte de a ajunge mama cu mine la biserică. Mama a ajuns acolo, a intrat în biserică, s-au rugat și la sfârșit, după cină, a fost chemată în față, la dorința ei, bineînțeles că a vorbit cu fratele păstor, care vrea să mi se facă ungerea. Eu eram copil mic. În baza credinței biserici, în baza credinței mamei mele, mi-am făcut ungerea cu un de lemn pentru vindecare și biserica s-a rugat. Păstorul și-a pus mâinile peste mine și s-a rugat. Și mama mi-a mărturisit, mi-a spus lucrul acesta după ce am venit din armată. Pentru că mi-a spus să nu uiți niciodată că Dumnezeu te-a scos din morți. Te-a înviat din morți, ai fost aproape mort. Să nu uiți niciodată și nu cumva să mergi și să te lași de credință. Și a spus că m-am oprit dintr-o dată din plâns. Am adormit și de obicei dormeam câteva minute și apoi plângeam din nou. Acum am dormit, liniștit, s-a terminat rugăciunea, s-a terminat adunarea, eu tot dormeam. Și soția păstorului a venit, a spus, soră, copilul ăsta e vindecat. A fost o descoperire înainte de a ajunge tu că Dumnezeu va face o minune mare. Ai curajul să-i dezlegi legăturile de pe cap. Și mama a spus, dacă Dumnezeu a spus că copilul ăsta e vindecat, am curajul. Și a început să-mi desfacă bandajele. Înainte, ca să-mi desfacă bandajele, trebuia cel puțin jumătate de oră cu apă călduță și cu ceai de mușețel. Da. Asta foloseau ei ca să le desfacă, pentru că se lipeau de la rană deschise, se prindeau de cap. Și trebuiau să se moaie. Da, trebuia să se moaie, să țină, da. Să ude așa încet. Yes, și da. Acum spunea că mi-au desfăcut bandajele și exact cum e o căciulă de pe cap, s-au desprins. Pielea capului era complet uscată. Deci înainte mi-a căzut tot părul. Pielea capului era complet uscată și mi-a crescut părul înapoi așa cum îl am acum. De atunci n-am mai avut nicio problemă cu pielea de la cap, să mi se infecteze sau să am probleme. Am fost în armată, am făcut baie cu apă rece ca și în armata română, cu un săpun, cheia. Așa era în armată, dar nu am mai avut niciodată probleme de infecții la cap de atunci. Dumnezeu m-a vindecat complet. Și mi-am adus aminte atunci în Tennessee, în Knoxville, de postul acela de 21 de zile. Și am hotărât în inima mea, fără să mai cer ajutor bisericii, pentru că am cerut de foarte multe ori, am spus, măi, ajutați-mă, copilul meu s-a îmbolnăvit cel mai mare, Dan era mai sensibil la răceală, ajutați-mă cu o zi de post, cu o zi de rugăciune.
Și, dar frații au simțit în baza descoperirii, care a fost în baza prorociei, că trebuie să intre și ei în post și rugăciune cu mine. Și pe soția mea a fost anunțată 8 sau 9 septembrie, trebuie să vii urgent la ambasada americană, pentru că până la sfârșitul acestei luni trebuie să pleci afară din țară, din România. S-a speriat, m-a sunat pe mine, zice, băi, dar cum îmi termin eu toate actele? Trebuie să-mi fac vizitele medicale, trebuie să scot copiii de la școală. Am sunat eu la ambasada americană. Las că sun eu la ambasada americană. Și am spus, doamnă, neapărat trebuie să plece până la sfârșitul lunii, pentru că nu mai este timp suficient. Și femeia de acolo mi-a spus, domnule, ai așteptat atâta după familie, aștept de atâta timp, vrei să vin acolo și acum ne întrebi dacă trebuie să plece imediat. Trebuie să plece. Până la sfârșitul lunii trebuie să fie ieșită din țară. Joia a căzut ziua de a 21-a zi a postului, joia. Trebuia să avem slujbă la biserică, dar nu ne-a mai dus la biserică, a mers la aeroport, pentru că exact după 21 de zile de post și de rugăciune a bisericii, familia mea a intrat în Statele Unite ale Americii. Au fost două canale de televiziune. Îmi pare rău că am uitat ziarul acasă, am ziarul, atunci am fost printuit, cum au venit acolo, a venit un post de la ziarul local din Knoxville, Tennessee. A fost un eveniment pentru că mă cunoșteau frații păstori din alte biserici americane și le spuneam să se roage și ei cu mine pentru venirea familiei mele. A fost un eveniment foarte mare, ne-am bucurat foarte mult, am slăvit pe Dumnezeu pentru aceasta. A fost un prilej de bucurie pentru biserică. Biserica s-a încurajat și au avut cu credință, au intrat și ei pentru alte probleme, pentru alte cauze și s-au rugat și Dumnezeu a ascultat. Ne-am bucurat foarte mult că a venit familia mea cu doi copii. Soția s-a bucurat de primirea care s-a luat. După câți ani v-ați reîntâlnit? După câți ani? După 9 ani și 5 luni. Extraordinar. De la 6 luni la un an, da, de la un an, da, la un an și jumătate. Mă duceam din Tennessee în Chicago la Immigration. Și mă duceam cu speranță, pentru că mă chemau. Și când plecam bolnav. Abia mai conduceam mașina 8 ore înapoi până în Knoxville, Tennessee. Când plecam de acolo, întotdeauna mă duceam la baie, vomitam, mi se făcea rău. Pentru că am discutat cu ei și am spus, măi, dar nu-i omenește. Vreau să plec în România. Și spuneau, da, dar acum nu mai ai 6 luni de așteptat. De ce să pleci în România? Au trecut. A fost un timp de așteptare foarte lung. Încă o dată spun, dacă știam că durează atât, plecam după primul an de America înapoi în țară, dar mulțumim Domnului că a venit familia aici. Unele adevăruri greu de dus pentru noi, Dumnezeu le păstrează ascunse. Da. Nu ni le descoperă dinainte, pentru că n-am face față acelor adevăruri. Exact cum a spus, dacă Dumnezeu descoperea dinainte că trebuie să stați 9 ani, n-ați fi fost de acord, v-ați fi întors. Observăm că de-a lungul vieții lucruri asemănătoare se întâmplă când oamenii, datorită faptului că nu știu exact ce așteaptă, se aventurează în anumite acțiuni și lucrări, după care totuși trag concluzia că așa a fost voia lui Dumnezeu și așa a vrut Dumnezeu. Ce e foarte interesant e că după 9 ani de așteptare, Dumnezeu vorbește în biserică printr-un proroc prin care spune că luna asta o să vină familia în America. După 9 ani de așteptare, se dă termen de mai puțin de 30 de zile. Și ce e mai interesant e că s-a întâmplat. Da, într-adevăr, exact. S-a dus la îndeplinire. Da. În 28 septembrie ei au intrat în America. Aceasta este o minune pe care o puteți atesta și o experiență personală. Probabil că veți face rost de ziar și îl veți da fraților de la Credo ca să îl includă împreună în această emisiune. Ei pot să facă lucrul acesta fără probleme și orice altă documentație care ajută la punerea împreună acestei emisiuni. De acolo v-ați mutat după o perioadă de timp la Chicago.
Da. Și acolo, din ceea ce cunoaștem, ați trecut printr-o altă experiență grea. Da, se părea de acum că toate problemele s-au isprăvit. Timpul de așteptare s-a terminat, sunt cu familia. Eram îngrijorat, dacă începe un război în Europa, nu o să ne mai vedem niciodată, poate începe un război mondial oricând. Odată ce mi-a intrat familia în America, am considerat toate problemele mele grele s-au terminat. Au venit evenimentele de la New York cu căderea turnurilor și în orășelul ăla economia a mers foarte slab, foarte jos și am fost nevoit să ne mutăm cu familia în Illinois, în Chicago. În 2002, în august, ne-am mutat în Chicago. Acolo locuiam în Chicago și într-o sâmbătă am hotărât, era 30 noiembrie 2002, am hotărât să mergem să facem câteva cumpărături pentru că era duminica, era ziua următoare și vroiam să mergem la adunare, la biserică. Era în preajma sărbătorilor. Da, nu? Era... Era în preajma sărbătorilor, da, de iarnă și familiile, da, merg la cumpărături. Da, exact. După Thanksgiving am plecat la cumpărături. Am luat și copiii cu noi. Soția, așteptam acum un baby, un băiat, era însărcinat, era gravidă în luna a șaptea. Toate lucrurile păreau normale, aveam loc de muncă și când am ieșit din parcarea unui magazin, seara, era pe la ora vreo 5:30 seara, am zis că de soție, lasă că conduc eu. Și am urcat eu la volan, ea era obosită și am ieșit din parcare, nu cred că am mers 100 de metri. Și am văzut o mașină care venea pe sensul meu. Eu mergeam înspre sud, Chicago, pe partea dreaptă, cum era strada Harlem, în Chicago. Și a venit o mașină și ne-a lovit în plin. Noi n-am avut viteză, dar el avea o viteză foarte mare. N-am avut unde să trag. Am tras foarte tare de volan în dreapta, dar erau parcate, era linii de parcare, erau parcate mașini, o bandă parcate mașini, și în stânga era coloana care mergea spre nord. Nu puteam să intru în coloana aceea de mașini. Și cum am tras foarte tare de volan, atât am reușit să spun, avem un accident. Copiii erau pe banca din spate, mâncau ceva, cred că înghețată. Nici nu și-au dat seama ce se întâmplă. Omul acela era bolnav, era un grec, avea scleroze la oase. Normal nu trebuia să mai aibă carnet de conducere, dar doctorul lui nu a sesizat problema aceasta și s-a blocat piciorul pe accelerație. A trecut la semafor pe roșu. Ca să nu lovească coloana din spate, care el a ajuns-o, pentru că nu i-a venit în minte să-și ia cu mâna piciorul de pe accelerație și să pună piciorul celălalt pe frână. Îi s-a blocat piciorul pe accelerație și a rămas așa blocat. Și atunci el a intrat pe sens invers, pentru că a văzut liber acolo, era roșu, mașinile trecuseră și a intrat pe sens invers. Și eu am fost prima mașină care a întâlnit-o și m-a lovit în plin, frontal, puțin în partea mea, pentru că am tras de volan în dreapta. În momentul acela când m-a lovit, m-a întors cu mașina și am simțit o durere foarte mare, a sărit airbag-ul. Nu știu exact ce s-a întâmplat. De la airbag, de la altceva, de la lovitură, am avut 6 coaste rupte. 5 pe o parte, una pe cealaltă parte. Piciorul drept care l-am avut pe frână, cum el mi-a lovit mașina foarte tare, mi-a mutat motorul și pedala de la frână, mi-a intrat și mi-a sfărâmat complet piciorul drept. Deci încheietura de la piciorul drept a sfărâmat-o complet. Călcâiul și încheietura de la piciorul drept, piciorul drept mi-a fost rupt în 4 locuri. Piciorul stâng, cum el m-a lovit, cum i-a intrat de mașină și mi-a lovit mașina așa puțin, a intrat ușa și mi l-a rupt în 2 locuri.
mi l-a rupt sub genunchi și deasupra genunchiului și crăpătura osului s-a dus până la 2 cm de genunchi. Dacă se ducea până în încheietură, îmi rămânea pentru toată viața piciorul drept, nu mai puteam să-l mai îndoi. S-a oprit și crăpătura de partea deasupra genunchiului și crăpătura de desubt. Am avut 6 coaste rupte, una mi-a lovit plămânul, dar nu mi l-a găurit. Alte lovituri mai mărunte, mă, foarte multe. Soția, așteptam baby, trebuia să se nască în februarie. Deci soția era însărcinată? Da, era însărcinată luna 7-a. Luna 7-a. Era pe banca din față și ea a fost lovită. Vă dați seama cât de tare a fost lovitura, pentru că banca copiilor din spate s-a rupt în două. De sub copii din spate s-a rupt banca în două. Și aveam o mașină destul de puternică, în 6 cilindri, un Buick Century, avea, era mașină tare, destul de lungă, nu era mașinuță mică. Și copilul a fost întors în soție invers, de la centura de siguranță, cum avea centura de siguranță pusă, a fost întors. Eu am reușit să îmi dau centura jos și să-mi iau cheile. N-am putut scăte cheile din contact, dar doar cheile de la locuință. Au venit, au trebuit să taie mașina ca să mă poată scoate afară. Aveam ambele picioare rupte, nu mai puteam să merg. Au tăiat mașina și a venit televiziunea și a spus: aici este o mașină cu număr de Tennessee. Credem că toate persoanele care au fost în mașină, după cum arată mașina de lovită, sunt morte. Este adevărat că toți 4 am ajuns în spital. Eu am ajuns în spital, soția în spital și copiii în spital, toți. Copiii au avut zgârieturi mici, n-au avut zgârieturi mari. Soția... N-au avut oase rupte, fracturi, nu copii. Nu au niciun fel copii de fractură, nici copiii, nici soția. Singura problemă la soția a fost că i-a întors copilul, el a răsucit acolo înăuntru și i-au spus că trebuie să îi provoace nașterea la 7 luni. Au spus, posibil să nu trăiască, dar trebuie să-i facem nașterea, pentru că copilul ăsta oricum nu se va naște normal, pentru că placenta în care era el era fisurată. Și au spus, dacă stai mai mult de o oră pe zi în picioare, sigur 100% se va întâmpla o nenorocire și copilul va muri. Și i-a spus, n-am cum să stau numai o oră în picioare, am 2 copii, am soțul în spital care trebuie să mă duc la el, trebuie să pregătesc mâncare la copii, trebuie să merg să-mi văd soțul, nu pot să stau numai o oră. Și atunci a spus, hai să-ți provocăm nașterea înainte. Și a spus, nu, eu vreau să aștept să se nască copilul normal, dacă copilul moare. Noi nu vrem ca copilul nostru să moară, era tot băiat. Am ajuns în spital, normal, a fost foarte dureroasă și picioarele, fracturile de la picioare, dar am considerat cea mai dureroasă coastele. Cu fiecare gură de oxigen care o trăgeam, mă durea foarte tare. Deci trebuia să trag aer cu un preț foarte mare. Și după ce se terminau vizitele medicale, mă duceau la tot felul de raze, la tot felul de... ca să mă verifice. Rămâneam singur în cameră, eram singur în cameră la spital și doctorul mi-a dat un aparat în care trebuia să trag aer prin el pentru ca să se dilate aici cutia unde sunt plămânii, ca să nu se vindece coastele greșit pe plămâni. Și îmi spunea, de fiecare dată când este commercial, când este o reclamă la televizor, tu să faci aia. Am spus, domnul doctor, eu nu țin televizorul deschis, nu trebuie televizorul deschis, pentru că aveam gândurile mele, mă gândeam, stând acolo, dar îmi pusesem ceasul și tot la 10 minute făceam treaba aia. Mă gândeam, Doamne, nu cred că chiar am meritat eu să ajung aici. Am așteptat atâția ani după soție. Când am fost în România, prin ajutorul Domnului, 6 ani de zile am dus Biblie prin țară, și era pedeapsa foarte mare pentru așa ceva, dacă te prindeau ducând Biblii comuniști în țară. Adică am făcut treaba asta, am slujit prin biserici, spuneam eu în mintea mea, mă gândeam așa, vorbeam cu Dumnezeu, cum aș vorbi cu un om? Mi se părea că e acolo un salon. Doamne, nu cred că am meritat treaba asta, dar totuși, de ce s-a întâmplat? Am așteptat după soție, biserica din
orașul acela a fost martor, că am fost serios. Nu mi-am permis să glumesc cu femei, nu mi-am permis să duc o femeie străină cu mine în mașină, nici măcar pe cumnata mea n-am luat-o cu mine în mașină, pentru că a spus, măi, dacă ne vede cineva din biserică, vede că sunt cu o femeie în mașină. Poate nu știe că, nu te vede că ești cumnata mea. Și, deci am căutat să țin așa cât se poate de strict problema asta pocăinței. E, dar cu fiecare zi care trecea, convingerile mele că nu meritam erau tot mai mici. Și după 10 zile am ajuns la concluzia că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață. Chiar dacă sunt cu 6 coaste rupte, chiar dacă 5 zile doctorii nu mi-au dat șansă de viață, nu puteau să-mi coboare nici cu durerile. Au încercat tot felul de experimente să-mi dea și în șiraspinări, injecție. Au încercat. Și am ajuns la concluzia, băi, parcă totuși nu sunt eu chiar așa de corect, că chiar nu meritam, dar ce-ar fi să încep să-i mulțumesc lui Dumnezeu că copiii n-au nicio fractură, chiar dacă eu am mai multe, ca ei toți. Soția nu are nicio fractură, baby, copilașul care trebuie să se nască, nu a trebuit să-l nască prematur soția pentru că n-a acceptat și este tot acolo. Și am început din noaptea aia, a 11-a noapte, să încep să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Când rămâneam după masa singur în salon, să-i mulțumesc și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că sunt în viață, chiar dacă nu o să mai pot lucra niciodată cum am lucrat, îți mulțumesc că copiii n-au rămas orfani. Doamne, am venit în țara asta și am sperat, motivul pentru care am vrut să vin este ca copiii mei să nu ajungă să meargă prin Europa ca și alți tineri, că în România a fost așa situația cum a fost, deci motivul am vrut ca să fim împreună, chiar dacă am stat dispărțit. Și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și i-am mulțumit o zi, i-am mulțumit două, i-am mulțumit trei. Bineînțeles că toate bisericile din Chicago au fost alături de noi. Au venit la soția, au încurajat-o, i-au adus mâncare, se rugau, venea fratele Bălici, păstorul bisericii Ghețimani, a venit păstorul de la Betania care era acolo, a venit fratele Cristionescu la mine la spital, au venit cei din Saud și îmi spuneau, frate Daniel, noi ne rugăm pentru tine, suntem alături de voi. Toate bisericile au fost alături de noi în necazul ăsta. A fost, toate bisericile s-au unit împreună la problema aceasta. Și a fost foarte interesant. Într-o noapte am putut sincer să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Până atunci mulțumeam așa cu inima îndoielnică, dar foarte sincer. Mai forțat. Mulțumesc, da, Domnului, da, mai forțat. Da, că știam că trebuie să mulțumesc Domnului. Știam din Biblie că trebuie să mulțumim Domnului. Și atunci am putut să plâng singur acolo, înaintea Domnului, am plâns și m-am culcat liniștit. Și în noaptea aceea s-a întâmplat un miracol. Nu știu ce s-a întâmplat, dar din noaptea aceea nu m-au mai durut coastele niciodată. Normal, tot la 8 minute trebuia să apes un buton să-mi vină morfină. Eram în perfuzii. Să-mi vină morfină pentru că aveam durerile foarte mari. Adormeam, pentru că eram epuizat. Înainte adormeam și uitam să apăs butonul. În momentul când uitam să apăs butonul, pentru că atunci când respiram, mă durea foarte tare, comanda de la creier vedea să nu mai respir, nu ca să nu am durere. Nu respiram și în momentul ăla bănecam, n-aveam aer. Și atunci când tușeam, aveam durerile îngrozitoare din nou. De dublu, triplu intensitatea lor. Plus că picioarele le aveam puse în metale. Și alea se mișcau, se scuturau, mă scuturam tot, cum nu aveam aer, și atunci mă trezeam cu niște dureri, tot transpirat, și din nou începeam ciclul ăsta de 8 minute. Ei, noaptea aceea, după ce am mulțumit lui Dumnezeu cu lacrimi de căință și am mulțumit Domnului și am spus, Doamne, consider că Tu nu ai avut o altă cale mai bună pentru mine, ca să mă formezi, să mă pregătești, decât pe aici a trebuit să trec. Așa am considerat eu. Și am putut să-i mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. Și în momentul acela, noaptea aceea, mi s-au oprit durerile complet de coaste.
aparatele au arătat că durerile au coborât în intensitate și ei au spus, gata, avem o veste bună, te luăm de pe perfuzii, nu mai, o să treci pe medicamente uscate. Problema care aș vrea eu să încurajez pe toți telespectatorii sau cei care urmăresc la Credo TV, atunci când ajungi într-un necaz, nu se ajută absolut nimic să te îngrijorezi. Nu se ajută. Pentru că nu poți să faci absolut nimic. Nu te însănătoșezi mai devreme, nici nu se rezolvă problema. Din contră, se agravează. Deci, tot necăjindu-mă, ce o să fie cu familia mea, ce o să fie cu mine, ce o să fie cu soția, ne-am mutat în oraș nou, tot necăjindu-mă acolo, mi-a venit doctorul și mi-a spus ce se întâmplă, pierd sânge. Pierd sânge, păi am fost operat. Nu, la operație nu mai curge sânge, ale sunt închise. Dar tu pierzi foarte mult sânge. Necăjindu-mă, frământându-mă, îngrijorându-mă, am făcut trei găuri de ulcer duodenal în stomac. Mi-au găsit în trei locuri ulcer duodenal la stomac. De la stres. De la stres, de la îngrijorare, de la frământarea asta lăuntrică, ce o să se întâmple cu mine, cum o să mă descurc de acum în viață, am sperat să pot să-mi țin copii în college, în facultate și acum nu o să pot să fac nimic pentru ei, m-am gândit. Și a venit un doctor la mine, nu cred că a fost creștin, dar mi-a spus, măi băiatule, măi omule, nu trebuie să te mai îngrijorezi. Acum trebuie să ieși din spital. După aia o să le rezolvi pe celelalte, dar acum trebuie să te apuci să mănânci, să ai grijă, pentru că dacă continui așa, orice am face noi, nu se mai poate face prea multe. Și atunci, cum am spus, am început să mulțumesc lui Dumnezeu, să fiu bucuros că sunt în viață, mă duceam la terapie, eram singurul care zâmbeam când mă duceam la terapie. Pentru că mă bucuram, pentru că astăzi am mai învățat ceva, am mai făcut niște exerciții care să mă ajute. Toți ceilalți plânseau, se necăjeau, gemeau, îi dureau, nu voiau să facă, eu făceam întotdeauna mai mult. Niursele care au grijit de mine, când am plecat, ne-am spus, măi, ne bucurăm că pleci din spital, am stat o lună de zile în spital. O lună de zile. O lună, 3 de zile. Pentru America e da, extrem de mult. Enorm. În America nu stau oamenii în spital. Da, da, foarte mult. Dar, deci asistentele medicale mi-au spus, Daniel, ai fost cel mai bun pacient al nostru. Nu ne-ai bădărit, nu ne-ai sunat tot timpul la sunerie să venim la tine. Dimineața când veneau la mine să mă pregătească ca să merg la terapie sau la raze, la tot felul de unde trebuia să mă duc la laboratoare, eu le spuneam de seara, puneți-mă aici la îndemână să-mi pot lua, pentru că nu puteam umbla, trebuia să folosesc doar mâinile, să-mi pot lua apa, să-mi pot lua pasta de dinți, aparatul de barberit, oglinda, să le am toate ei la îndemână și eu o să mă barbirez singur, mă spăl, mă pregătesc tot, ele mă ajutau numai să mă îmbrac și să mă transfer din pat în cărucior. Pentru că trebuia doar cu mâinile, pe mâini să merg. N-aveam voie, 4 luni de zile n-am avut voie să pun niciun pic de greutate pe picioare. 4 luni? 4 luni, da, 120 de zile. Ei, după o lună de zile m-au dat acasă. A spus, măi, te-am ținut cât am putut de mult, numai asigurarea medicală nu ne mai dă voie să te mai ținem mai mult. Și am venit unde locuiam, în Chicago, nu aveam casă cumpărată în Illinois, în Chicago, stăteam la etajul 3 și nu aveam lift, trebuia pe scări. A fost din nou frații din biserica unde am slujit acolo ca păstor asistent, s-au mobilizat, au venit, de fiecare dată mă urcau 4 inși cu căruciorul pe scări până la etajul 3. Și când aveam de mers la doctor, mă coborau înapoi. Până am reușit să fac terapie și m-a învățat terapista cum să cobor cu o cârjă și să mă țin de balustradă. Coboram cu o cârjă și mă țineam de balustradă și coboram până jos. Soția îl ducea, baby s-a născut, deci băiatul s-a născut normal, a avut vreo 8 pounds, vreo 4 kg aproape, s-a născut normal, n-a avut nicio problemă, are acum... La termen s-a născut? Da, s-a născut, în 4 februarie s-a născut.
Deci acum și are 12 ani, el e sănătos, nu avem probleme cu el, n-are probleme mentale, au spus că o să aibă probleme, poate să gândească sau așa ceva, absolut nu are absolut nimic. Și învață și bine, mulțumim Domnului pentru aceasta. Cam cât timp a durat, deci, până când ați fost pe picioare din nou și chiar cu ajutorul unei cărgi să puteți să coborâți de la prima apartament, dată când m-am ridicat în picioare, a fost exact după 4 luni de zile, m-a dus la chiuvetă de la bucătărie, mi-a spus, asta e tare, ridică-te în picioare, acum m-a dus asistenta medicală care făcea terapie cu mine și uită-te pe geam. M-am bucurat așa de mult că am putut să stau în picioare și mi s-a părut că am stat mult, foarte mult. Și am zis, ok, trebuie să stau jos, nu mai pot sta în picioare. M-am așezat jos și zice, fain, ai stat 59 de secunde. Zic, numai 59 de secunde. Da, 59 de secunde. Bun, vreau să mai încerc o dată. Bun, gata, mai încerc o dată. Și în fiecare zi... A fost începutul. Da, în fiecare zi am făcut așa. După 5 luni de zile de la accident, am putut să cobor cu o cârjă de la etajul 3 până jos. Jos luam ambele cârje și mă duceam la mașină. Soția îl ducea pe copilaș în mașină și apoi mă urcam și mă ducea la terapie la spital. Acolo am făcut terapie încă 2 luni de zile și după aceea am început să umblu fără cârjă. Deci aproximativ după 6 luni jumate de la accident am umblat fără cârje complet. A fost o minune, au spus doctorii, că s-au vindecat toate rănile fără infecții. Deci nu am avut nicio infecție, nu a mai trebuit făcută nicio altă intervenție chirurgicală. Ei au spus că la piciorul drept s-ar putea, pentru că ambele încheieturi au fost distruse, împrăștiate, să trebuiască să-mi facă altă operație, dar nu, n-a fost nevoie, s-au vindecat. A durat procesul ăsta de vindecare, dar după 6 luni jumate... Ați fost din nou pe picioare. Am fost din nou pe picioare și am început să lucrez. Am început să lucrez. Așa mai încet am început să lucrez. Da. Am mulțumit Domnului Bisericilor din Chicago care au fost alături de noi, dar nu numai din Chicago, am fost la o nuntă în Michigan. Un băiat care l-am botezat în biserica din... L-am botezat în apă în biserica din Knoxville, s-a căsătorit în Michigan și am fost la nunta aceea și au venit două familii acolo la noi la masă. Nu le-am cunoscut, n-am știut cine sunt, erau din Canada. Și a spus, frate Daniel, noi am venit special la Detroit astăzi, că am auzit că vii aici. Am vrut să te cunoaștem, pentru că noi am auzit prin telefon, s-a anunțat în biserică, nu știu, probabil că s-a anunțat în biserică, că ați avut accidentul. Și noi, familiile, eu, familia aceasta și familia cealaltă, spuneau, ne-am rugat special pentru voi. Cu toată familia am posit pentru voi și ne-am rugat și ne-am vrut să vă vedem în față, cum arătați și să vorbim cu voi. Le-am mulțumit și am înțeles că experiența aceea prin care noi am trecut a fost ca să-i pot încuraja pe alții când trec prin accidente. Eram în Tennessee, în Nashville de data asta, am cumpărat acolo proprietate și voiam să ne mutăm în Nashville, Tennessee, la o climă mai bună ca și Chicago. Și în momentul acela am auzit o veste că un frate de acolo a avut un accident teribil. Și fratele lui era acolo pe stradă, locuia pe stradă unde aveam eu cumpărată casa, care eu o renovam, o reparam. Și am mers la el și am spus, auzi, să nu te sperii, transmite soției lui. Că întotdeauna veștile care vin de la accident sunt mai rele decât realitatea. Întotdeauna veștile care vin sunt mai rele decât realitatea. Despre noi, televiziunea din Chicago a spus că a murit toți. Care a fost în mașina aceea a murit. Dintr-o mașină cu număr de Tennessee au murit toți. Nu a murit niciunul, suntem în viață, mulțumim Domnului. Apoi, spune-i la familia fratelui tău care a trecut prin accident că Dumnezeu are în biserică oameni care sunt pregătiți să ajute prin rugăciune, să ajute fizic, să încurajeze, să fie gata să pună umăr. Dumnezeu are oameni pregătiți special pentru evenimente de acestea. Și apoi spune la fratele tău când te întâlnești cu el că Dumnezeu a îngăduit să treacă pe aici, nu ca să-l pedepsească, ca să-l maturizeze
Și este adevărat că după 2 ani de zile fratele acela a fost ordinat și este acum un lucrător în biserica aceea din Tennessee. De fiecare dată când aud despre cineva că a trecut printr-un accident, dacă aflu numărul lui, îl sun imediat, îl încurajez. Îi spun, auzi, vreau să te încurajez, și eu am trecut pe aici. Și eu am avut probleme mari, și eu am fost disperat, și eu am fost îngrijorat, și eu am considerat că n-am meritat să trec pe aici. Dar acum, în fiecare an, pe 30 noiembrie, cu familia, mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață, mulțumim lui Dumnezeu că am îngăduit să trecem pe aici, ca să ne formeze într-o școală mai bună, să ne pregătească, să putem încuraja pe alții. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, și Domnul Iisus Hristos a trecut pe aici. A trecut prin suferință, a trecut prin sărăcie, a avut anumite situații în care, prin care trecem și noi, și totuși a fost Fiul lui Dumnezeu. Este modalitatea prin care Dumnezeu ne formează caracterul. Noi suntem interesați de confort. Și asta vrem și la copii. Să... confort și progres. Da, să le asigurăm cât mai mult confort, să le asigurăm cât mai bune condiții, mai bune condiții. Dumnezeu este interesat de caracterul nostru, să ne formeze caracterul. În momentul în care un copil căruia îi dai toate lucrurile devine egoist, devine foarte individualist, devine foarte rău, vrea totul să aibă el. Dacă îi oferi tot ceea ce cere el. Ei, dar dacă ai un copil care îl formezi, mai nu... nu se poate să le ai pe toate. Nu tot ce dorești tu poți să ai. Copilul acela se formează cu un caracter bun. Așa este și Dumnezeu. Noi cerem multe și am vrea multe. Și am vrea să realizăm multe, să avem multe, dar Dumnezeu este interesat să ne formeze un caracter, ca prin caracterul nostru să-i putem ajuta pe cei din jur. Să-i putem sprijini pe cei din jur, să-i putem încuraja pe cei care sunt pe lângă noi. Să fim de folos altora. Este da. Foarte interesant, am auzit despre această atitudine de la diferiți oameni care au trecut fie prin accidente, fie printr-o boală sau o suferință grea, fie la anunțul unei boli terminale chiar din partea medicului. Prima reacție a omului este... de ce eu? De ce eu? Și impresia omului că e mai bun decât să merite așa ceva. Exact. Deci, indiferent de necazul prin care trece omul, în momentul în care este lovit, să zic așa, în momentul în care ajunge acolo, la accident, la suferință, la boală, reacția omului e, Doamne, dar de ce? Sunt eu cel mai rău om de pe fața pământului? Dar sunt eu mai rău decât ceilalți? Dar sunt eu mai nepocăit decât ceilalți? Eu cunosc atâția oameni la care le merge bine, care n-au trecut prin accident. De ce tocmai mie? Eu am crezut despre mine însumi că sunt un om mai de treabă. Cum mărturisea și dumneavoastră, v-ați adus aminte de toate lucrurile bune și adevărate și reale pe care le-ați făcut în împărăția lui Dumnezeu. Și cumva, meditând la aceste lucruri, ați tras concluzia că n-ați fi meritat tocmai să se întâmple așa ceva. În schimb, un lucru interesant care am observat că se întâmplă, după cum trece timpul, după cum omul stă de vorbă cu Dumnezeu și își deschide inima ca să-i vorbească Dumnezeu, este tot mai convins fiecare om că, de fapt, noi nu merităm nimic. Exact. Noi credem că merităm să fim în viață, credem că merităm să fim sănătoși, credem că merităm să avem pâine pe masă, merităm să avem cu ce ne îmbrăca, merităm să fim în America. Și considerăm că e dreptul nostru să beneficiem de multe binecuvântări. Dar, de fapt, nu. E un har de la Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui Dumnezeu, nu este meritul nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne dă toate aceste lucruri, nu pentru că suntem vrednici, ci pentru că El este bun. Și apoi un alt lucru bun care iese dintr-o astfel de încercare
E faptul că dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va folosi ca să-i zidim pe alții, să-i îmbărbătăm pe alții, să-i mângâiem pe alții și să fim de folos pentru zidirea altora și să-i încurajăm pe alții la răbdare. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu noi în ziua de azi. Timpul nostru a expirat. Vă mulțumim încă o dată pentru slujirea din adunare. Mulțumim Domnului pentru familia dumneavoastră, pentru soție, pentru copii, pentru toți cei care sunt aici și s-au pus la dispoziția Domnului. Într-adevăr, o minune. Putea să fie o mare tragedie în care un tată și o mamă și doi copii, al treilea, aproape venit să isprăvească alergarea pe pământul acesta. Dar iată că Dumnezeu a rostit viață și binecuvântare pentru alții. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a oferit posibilitatea să ascultăm această, sau mai corect spus, aceste istorisiri frumoase care ne îmbărbătează în credință. Stimați telespectatori, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, încă o dată mulțumindu-vă pentru că ne-ați acordat atenția și timpul necesar ca să intrăm în casa dumneavoastră și să vă transmitem vești bune de aici, din Arizona. Vă încredințăm în brațul Domnului, mult har și pace și sănătate. La revedere și mulțumim!